Clădirea noii maternități Bega din Timișoara a fost recepționată de către autoritățile județene luni 11 martie. Investiția a fost derulată cu fonduri europene și construită de la zero. Primii bebeluși ar putea fi aduși pe lume aici în luna iunie a acestui an. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei. Ne aflăm astăzi în acest spațiu pentru a marca o premieră medicală importantă, singura maternitate publică din Timișoara construită în ultimii 50 de ani, un proiect european dus la bun sfârșit și vital, aș spune, pentru mamele însărcinate și familiile lor. Aveam nevoie de o maternitate nouă, modernă și sigură, unde mamele și bebelușii lor să primească îngrijirea de care au nevoie în cele mai importante momente ale vieții. O nouă maternitate nu înseamnă doar un spital nou, ci și o nouă abordare a actului medical, a procesului nașterii, în care mama, tatăl și bebelușul, familia, în general, să fie pusă în centrul atenției. Noua maternitate va avea o secție ATI, bloc operator, săl de naștere și camere de gardă, precum și compartimente de prematuri, nou-născuți eutrofici, fertilizare in vitro, obstetrică patologică. Pe etaje sunt prevăzute spații pentru însoțitori și vizitatori. Despre necesitatea acestei maternități a vorbit și Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean. Acum crește un alt obiectiv pe care l-am propus din anii 2014-2016 și am luptat să fie pus pe hartă, obiectivul cu Banca Mondială, și sperăm să vină și altele și astfel să transformăm Spitalul Județean într-un spital cu adevărat modern. Sunt convins că acest trend este cel mai important lucru care se întâmplă în România. În această perioadă este o perioadă de oportunități extraordinare. PNRR, programe cu Banca Mondială, programele transfrontaliere, Spitalul Județean le-a accesat pe toate. Efectiv. Alinica, președintele CJT, a mai spus că la noua maternitate serviciile vor fi mai bune ca în privat, dar gratuite.